This is not okay. This needs to stop now. Bună dimineața și bine v-am găsit. În perioada asta, cum e carantină, o să fac un vlog foarte relaxat. O încep chiar din pat. Și o să vă arăt exact rutina mea din carantină. Ce fac, ce mănânc, ce beau. Popcola. Și să-i dăm drumul. O să ne scurgăm și pe față. Avem doar apă rece pentru că nu știu ce s-a întâmplat în blocul meu. Nu merge căldura. Cel mai important, să vă spălați pe dinți. Eu folosesc de obicei popcola. Bombă! Iau niște pastile naturiste pentru imunitate, că trebuie să ne protejăm. Desigur că... Bă, am terminat, am luat vitaminele. Acum o să facem și... Pentru că o să mă apuc de bandă un pic mai încolo, o să-mi fac și o băutură de asta specială pentru rezistență pe bandă. Cred că e important în perioada asta să faci și... Mamă, ce păr am în cap! Vezi? Carantină, netuns, nasol. E important să faci sport măcar o dată la două zile în casă, că altfel... Băi, razna, ce puțin așa fac. Așa că mi-am luat și două gantere în casă, de 10 kg. Nu e singurul obiect sportiv din casă. Mi-am luat bande pentru că sunt obsedat de cardio. Cum vezi acolo, sunt hainele pe care urmează să le folosesc să fac niște bande. Perfect. Hai la sală. Gata, e la sală. Salut, vecina. Ca să transpirăm mult, trebuie să băgăm și banda în priză, desigur că altfel nu merge. Căștile. Gata. Suți. Bun. Și am venit la sală. S-a stricat banda? Se încarcă, mă, ce aveți? Bun, inclinația la 15, maxim. E deși o bandă de casă care nu poate să facă inclinația exact ca o bandă de la sală. Își face treaba. Perfect. Ne încălzim un pic. La 5. 5 viteză, 15 în pantă. O să devin obez. Mă simt obez. Nu ești gras. Nu? Da. După ce o să facem bandă, adică după ce o să fac eu 2 ore de bandă, în care Renato o să facă total altceva. Deci, m-am trezit, m-am spălat pe față, mi-am luat vitaminele. Azi nu o să mănânc prea mult pentru că am mâncat ieri foarte, foarte mult. Dar o să mănânc după ce fac bandă un piept de pui. După asta, în rutina mea de când suntem în carantină, o să facem o piesă. Eu cu Renato. Și o să filmăm exact tot procesul, cum o facem. Am dat drumul la mărci. Mărci, da, Moda, în descriere, și la mine pe Instagram. Cine și ia mărci, tricou sau mască cu Da Moda, ajunge la mine pe story. Așa că luați-vă mărci! Cel mai tare mărci! Mărciul Da Moda. Dacă vreți să dați Moda, vă trebuie mărci cu Da Moda. Gata. Vino încă să vezi. Kilometri. Calorii, timp. Nu mai pot. Și acum... Nu mai. Cumpărați-vă mărci! Acum mergem să facem o piesă, gata cu banda, se bem mai un pic și moare. Am terminat de făcut duș, dar de asta mai așa, că de asta nu mă vedeam aici. Acum niște vită frumos de dietă, cu niște risotto, cu ciuperci. O să-l facem, dar mai așteptăm să se mai întoarcem așa pe o parte, așa că s-a cam ars. Nu-i nimic. Bine, real, fratele meu este de apus ăla făcut, eu am făcut duș. Acum nu arde așa cum am făcut-o eu, dar eu am făcut oricum, ca să știți. Zi de bețe. Bețele le-a băgat Renato, pentru că eu prima oară când am scos vita în ruptă. Da. Bravo, Renato. O să facem niște risotto. Să nu se arde aia.
adevărat, hai să o scoatem. Vorbești cu accentul ăsta? Gata, Vita e scoasă, o lăsăm aici. După ce mâncăm, ne apucăm de vlog, de piesa pentru vlog. Și... luați-vă mărci! Ok, m-am plictisit în casă foarte rău, foarte rău. Știi că mănânc tot până-mi e rău. Mă uit la Netflix până-mi e rău. Vreau afară, jur că nu mai pot, mi-e rău. Ok, m-am plictisit în casă foarte rău, rău. Știi că mănânc tot până-mi e rău. Mă uit la Netflix până-mi e rău. Vreau afară, jur că nu mai pot, mi-e rău. Corona peste tot, vreau să ies din casă odată. Iau mănușa, împun masca, mi-e poftă de ciocolată. Ies la magazin, zici că plec în vacanță. Iau dezinfectantul, dau cu el puțin pe canță. Pâs, 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 dau cu spray peste tot. M-am plictisit de moarte, coaie, jur că nu mai pot. Pâs, 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 dau cu spray-ul peste tot. M-am plictisit de moarte, coaie, jur că nu mai pot. Ok, m-am plictisit în casă foarte rău, foarte rău. Știi că mănânc tot până-mi e rău. Mă uit la Netflix până-mi e rău. Vreau afară, jur că nu mai pot, mi-e rău. Ok, m-am plictisit în casă foarte rău. Știi că mănânc tot până-mi e rău. Mă uit la Netflix până-mi e rău. Vreau afară, jur că nu mai pot, mi-e rău. Eu sunt cu colegii mei de carantină. Am terminat acest vlog. Nu uitați să dați like, să vă abonați. Follow pe Instagram la toți. Renato, Sebe Vincenzo, Daniel Golden. Nu contează. Și nu uitați să vă cumpărați merch. Pâs, 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 dau cu spray peste tot. M-am plictisit de moarte, coaie, jur că nu mai pot. Pâs, 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 dau cu spray-ul peste tot. M-am plictisit de moarte, coaie, jur că nu mai pot.